Dimineața ne-am uitat împreună la Isaia, capitolul 9, unde am văzut promisiunea lui Dumnezeu, care noi credem că este împlinită în Domnul nostru Iisus Hristos, și am văzut că această promisiune este că Dumnezeu va da un copil, va trimite un copil care va fi împăratul. Și am văzut dimineață identitatea absolut spectaculoasă și unică acestui copil promis, în care noi ne-am pus nădejdea. Și la un moment dat, Isaia face o afirmație care este șocantă, care probabil că nimeni din vremea lui n-a înțeles-o în plinătatea ei. Și eu am făcut această afirmație folosindu-mă de cuvintele lui Isaia dimineață și dumneavoastră m-ați crezut, și anume că acest copil care ni s-a dat, care s-a născut, este cu adevărat Dumnezeu puternic. Și acum, după 2000 de ani de creștinism, probabil că pur și simplu o luăm ca atare și probabil că mulți dintre noi n-am petrecut foarte mult timp ca să ne confruntăm cu această întrebare, și anume, este acest Mesia promis, este Iisus Hristos cu adevărat Dumnezeu? Probabil că cei mai mulți am crescut în biserică sau am intrat în contact cu biserica și aceasta ni s-a spus și aceasta am crezut. Și n-am pus vreodată întrebarea, bun, dar cum se poate așa ceva? Și cred că în această seară ar fi benefic ca să mai rămânem un pic pe acest verset, dar și pe alte versete din Biblie, și să ne punem întrebarea: este Iisus Hristos, este Mesia cel promis și cel care a venit și cel care este azi la dreapta Tatălui, este El cu adevărat Dumnezeu? Spune Biblia lucrul acesta? Pentru că până la urmă noi ne bazăm credința noastră pe mărturia Scripturii. Noi credem că cuvântul lui Dumnezeu este veritabil, este adevărat, este autentificat, și ceea ce Scriptura ne spune, noi dăm credibilitate și ne punem încrederea în tot ceea ce Dumnezeu a revelat prin Sfântul Său cuvânt. Dar chiar spune Scriptura lucrul acesta? Chiar trebuiau ei ca să aștepte venirea lui Dumnezeu? Sau trebuiau să înțeleagă altceva? Chiar au înțeles cei din tâi creștini și ucenicii Domnului Iisus Hristos că Domnul Iisus Hristos este cu adevărat Dumnezeu? Sau, așa cum zic unii, la un moment dat biserica l-a făcut pe Hristos Dumnezeu? El a fost un om oarecare, un om important, un om bun, un învățător extraordinar, un trimis al lui Dumnezeu, dar la un moment dat biserica, ar zice unii, biserica l-a elevat în acest rol de Dumnezeu și noi am inventat doctrina Sfintei Trăim pentru a justifica elevarea lui Hristos la rangul de adevărat Dumnezeu. Este așa sau cu adevărat El este Dumnezeu? Cu adevărat, atunci când Dumnezeu ne-a transmis prin Isaia că El este Dumnezeu puternic, asta a vrut să ne spună, și lucrul acesta s-a atestat apoi prin venirea Domnului Iisus Hristos și prin revelația consacrată de ucenici, de apostoli. Și în această seară vrem să privim la această întrebare. Primul lucru care trebuie ca să ne întrebăm este ce vrea să spună Isaia în Isaia 9:6, când spune că un copil ni s-a născut și un fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii săi, va fi numit Sfetnic minunat și Dumnezeu puternic. Vrea el să spună că într-adevăr acest copil este Dumnezeul puternic, adică Jehova, unicul și singurul Dumnezeu, creatorul Universului, sau pur și simplu este o vorbire pur metaforică și nu la asta se referă. Poate este o greșeală de traducere. Poate că sintagma aceasta de Dumnezeu puternic se referă la altceva.
De exemplu, unii argumentează că s-ar referi pur și simplu la un mare erou sau la un mare izbăvitor, cineva care să vină cu putere și să izbăvească poporul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, avem locuri în Vechiul Testament unde oameni importanți, de exemplu judecători sau oameni în putere, sunt denumiți de Scriptură cu terminologie care ar putea să fie înțeleasă ca și Dumnezei. Da? De aceea avem acel pasaj în Noul Testament când Hristos, având un dialog cu evreii și el fiind acuzat că se face una cu Dumnezeu, spune: dacă Scriptura vă numește pe voi Dumnezei, da? Cu atât mai mult Fiul lui Dumnezeu are dreptul acesta. Și el face un joc de cuvinte. Face un joc de cuvinte pentru că Vechiul Testament niciodată n-ar fi numit pe un om Dumnezeu. Da? Dar există terminologie care într-adevăr arată autoritatea unui om, autoritatea care o primește până la urmă de la Dumnezeu. Dar oare aceasta se întâmplă aici? Sau aici este vorba cu adevărat de unicul Dumnezeu, de atotputernicul Dumnezeu, de veșnicul Dumnezeu, de cel care a creat tot universul și care nu poate fi comparat cu nimeni? Și ar fi multe căi de argumentare pentru faptul că terminologia folosită aici și sintagma folosită aici înseamnă Jehova. Dar cea mai simplă argumentare este să ne uităm în context și este extraordinar cum Dumnezeu a pregătit argumente ca să astupe gura celor care vor ca să răstălmăcească cuvântul lui și nu trebuie să te duci foarte departe. Și anume, nu trebuie să te duci altundeva decât în următorul capitol din Isaia, când aceeași sintagmă este folosită cu referire clară și incontestabilă despre Jehova, despre Dumnezeu Creatorul. Termenul sau cuvintele folosite și în Isaia 9 cu 6 și în Isaia 10 cu 21 este El Gibor, El la Dumnezeu, da, sau Domn, și Gibor pentru puternic. Și dacă mergem în Isaia 10 cu 21, vedem că argumentarea aceasta, că Isaia în Isaia 9 cu 6 pur și simplu vrea să se refere la un om puternic, cade, pentru că în Isaia 10 cu 21 exact aceeași terminologie se referă la Dumnezeul puternic, adică la Jehova, folosind exact aceeași construcție. Trebuie să dorești cu toată ființa ta să răstălmăcești Scriptura ca să vezi o frază pe o parte a paginii și aceeași frază pe a doua parte a paginii și să spui că înseamnă două lucruri total diferite, deși au aceeași construcție și au până la urmă același context. Ca tare putem ști cu siguranță că Isaia nu spune altceva în Isaia 9 cu 6 decât că acest copil care trebuia să-l aștepte, care trebuia să fie născut, care trebuia să fie trimis de Dumnezeu, este cu adevărat Dumnezeu puternic. Acum, cât au cuprins ei din acest adevăr, câți au cuprins cu adevărat acest adevăr, câți așteptau cu adevărat această realitate, este altă discuție. Important este să înțelegem că aceasta este mărturia Scripturii atât în Vechiul Testament, în speță în textul în care ne aflăm noi, în Isaia 9, și în Noul Testament. De exemplu, în Isaia 7 cu 14 ni se spune că semnul după care trebuia cunoscut acest copil promis este acesta: de aceea însuși stăpânul vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Și se spune că numele lui va fi Emanuel. Emanuel. Adică Dumnezeu este cu noi. Da? Și dacă v-aș spune acum, după ce am făcut deconstrucția la termenul Dumnezeu puternic, El Gibor, să faceți deconstrucția cuvântului Emanuel, ați putea să o faceți. El pentru Domn sau Dumnezeu și Ema nu pentru cu noi, da? De unde avem noi cuvinte de genul a emana. Da? Etimologia cuvintelor nu este un lucru chiar așa de greu dacă asculți cu atenție. Dacă asculți cu atenție. Și vedem că peste tot în Isaia există urme care ne arată că trebuiau să aștepte nu doar venirea unui copil, ci venirea lui Dumnezeu prin acest copil.
venirea lui Dumnezeu întrupat în mijlocul, în mijlocul lor. Dar știm că totuși acest adevăr a fost păstrat în mare parte o taină. Deși a fost revelat, ei n-au priceput totalitatea acestui adevăr până la momentul rânduit de Dumnezeu, pentru ca revelația să fie completă, ca revelația să fie deplină. Și anume știm că acel moment este venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Evrei, capitolul 1, la versetul 1 la 2, ne spune: în trecut Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri prin profeți, de multe ori și în multe feluri. Însă în aceste zile de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul. Prin Fiul. Două revelații care nu sunt contradictorii, dar sunt de grade diferite, sunt de magnitudine diferite. Una este prin profeți, una este incompletă, desăvârșită, dar incompletă, fără greșeală, dar incompletă, și una este de o magnitudine extraordinară, de o magnitudine desăvârșită, de o claritate desăvârșită, pentru că este prin Fiul pe care l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. Vechiul Testament și Noul Testament nu sunt contradictorii, ci Noul Testament este completarea a ceea ce Dumnezeu a început să reveleze în mod incipient în Vechiul Testament. Ceea ce se vedea doar într-un sâmbure de nucă, acum se vede în toată plinătatea, în toată plinătatea ei. Ceea ce se vedea neclar în Vechiul Testament, acum este deplin clar în persoana Domnului Iisus Hristos și în revelația adusă prin El și consacrată pe paginile Sfintelor Scripturi de apostoli și de ucenici. De aceea, trebuie să realizăm că nu avem vorba de două revelații diferite, ci de două revelații progresive sau complementare, care ne spun același lucru. Ioan ne spune în Ioan capitolul 1, versetul 18, că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, ci singurul născut, El însuși Dumnezeu, Cel care este în sânul Tatălui, El l-a făcut cunoscut. Altfel spus, Isaia și toți prorocii dinainte au vorbit și au pus în scris ceea ce Dumnezeu le-a dat, dar ei nu l-au cunoscut în felul în care Fiul l-a cunoscut pe Tatăl. Ei n-au putut să relateze ceea ce Fiul a putut să relateze. Ei n-au putut ca să transmită ceea ce Fiul a putut ca să transmită. Pentru că Fiul a venit și l-a descoperit pe Tatăl. Fiul a venit și întocmai ne-a arătat cine este Dumnezeu. Hristos este revelația desăvârșită a lui Dumnezeu. Nu este diferită decât revelația Vechiului Testament, dar este completă. Este culminarea revelației lui Dumnezeu, care a început încă din Geneza. Este precum o cameră, imaginați-vă o cameră, absolut extravagantă, absolut minunată, cu mobilier frumos din antichitate, cu opere de arte minunate pe pereți, dar o cameră care o poți observa sau explora doar la lumina unei lumânări. Acesta este Vechiul Testament. Camera reprezintă în metafora noastră pe Dumnezeu, revelația despre Dumnezeu. Ea este la fel de minunată, la fel de bogată, dar posibilitatea de a observa această frumusețe este restrânsă, pentru că poți să vezi doar la lumina unei lumânări. Dacă ai ieșit din acea cameră și te-aș spune ca să-mi descrii cum arată camera, ceea ce mi-ai spune ar fi adevărat, dar ar fi parțial. Pentru că n-ai avut lumina necesară încât să poți să vezi toată splendoarea și toată frumusețea care este prezentă în ea. Dar când s-ar aprinde becul, când s-ar aprinde becul și lumina ar umplea încăperea, ai vedea totul. Și descrierea care mi-ai dat-o despre acea cameră, dacă ai vedea acea cameră la lumina zilei sau la lumina becului, ar fi total diferită. Din nou, nu contradictorie, dar completă. Nu este că în prima instanță, când ieși cu lumânarea, ai o altă cameră și acum, când este becul aprins, este o altă cameră. Sunt aceeași cameră, același conținut. Pur și simplu, acum, lumina pătrunde toată camera și cum vezi totul. Acum cunoști pe Dumnezeu în plinătatea Lui, evident în plinătatea în care a ales să o reveleze, pentru că nimeni nu-L poate cuprinde
pe Dumnezeu. De asemenea, este și cu revelația lui Dumnezeu în Vechiul și în Noul Testament. El aceste testamente prezintă același Dumnezeu, doar că în prima instanță avem o lumină de lumânare adusă prin profeți, atâta lumină cât le-a fost dată lor. Iar în cea de pe urmă avem lumina desăvârșită a Fiului, avem lumină fără măsură. El nu a avut nicio limitare în cunoașterea lui Dumnezeu și în puterea lui de a-L face cunoscut pe Dumnezeu, precum au avut profeții. Profeții au avut lumină limitată, cât li s-a acordat din partea lui Dumnezeu, și un potențial limitat de a-L comunica pe Dumnezeu. Lucrul acesta vedem inclusiv în Noul Testament. Pentru că știm despre unul care a fost răpit în ceruri și apoi a spus că nu sunt cuvinte ca să se descrie ce se vede acolo. Noi suntem limitați în capacitatea noastră de a exprima. Dacă Dumnezeu ne-ar descoperi mai mult acum, nici nu cred că am putea să comunicăm. Pentru că avem aceste limitări umane. Dar Hristos n-a avut aceste limitări. Deși a fost om, a fost și Dumnezeu. El revela pe Dumnezeu în plinătatea Lui prin simpla Lui existență pe acest pământ. Pentru că El era Dumnezeu cu noi. Dar totuși, dacă ai ascultat cu atenție, ai să spui, frate, dar cum poți ca să faci asemenea afirmații și să-mi citezi din două texte care ambele par să spună că acest om a fost născut? Dacă ați ascultat cu atenție, ați auzit că în Ioan 1 cu 18 ne-a spus că El este singurul născut și în Evrei ni se spune că El este Fiu și Fiul trebuie să aibă un tată. Frate, ce fel de răstălmăcire e aceasta? Nu este mai normal să citim Scriptura și să înțelegem că de fapt ne este vorba de un simplu copil. Un copil care are un tată și o mamă și este ca și noi, cu un început și cu un sfârșit, dar care a avut o misiune specială. Câteva notițe contextuale ca să putem înțelege acest concept și apoi vreau să ne uităm pe scurt și la Evrei 1 și la Ioan 1. Sunt două texte extrem de relevante pentru această temă și să înțelegem mai bine ce înseamnă că El este Fiul și ce înseamnă că El este singurul născut din Dumnezeu. În primul rând, trebuie ca să înțelegem conceptul acesta de născut sau de întâi născut. În diferite contexte, în Sfintele Scripturi, înseamnă diferite lucruri. Născut poate însemna o naștere fizică, da? O naștere fizică a unui copilaș sau un început fizic, da? Și în cazurile, de exemplu, când este vorba despre nașterea Domnului Iisus Hristos din Maria, exact despre asta se vorbește, exact la asta ne referim. Domnul Iisus Hristos, copilașul acela care s-a născut în Betleem, s-a născut ca și orice copil, natural vorbind, da? Probabil că nici... sau cu siguranță că nici n-a fost cezariană, că nu se prea făcea acest lucru. Nașterea a fost naturală, adică din femeie. Conceperea, în schimb, a fost supranaturală. Maria, așa cum am văzut în Isaia, capitolul 7, a fost fecioară. Și așa cum vedem în Evanghelii, a fost fecioară. Și știm lucrul acesta și nu mai are rost ca să avem discuții. Unii zic, dar termenul fecioară poate să înseamnă pur și simplu și o femeie mai tânără. Înțelegem lucrul acesta, doar că atunci când îngerul vine la ea, ea spune, cum se poate lucrul acesta? Pentru că eu nu cunosc bărbat. N-am cunoscut bărbat. Și explicația îngerului nu este, stai liniștită că o să-l cunoști pe Iosif și așa vei naște un copil. Explicația este, da, așa este. Dar Duhul Domnului te va umbri și vei rămâne însărcinată. Conceperea Domnului nostru Iisus Hristos este supranaturală. Nașterea, în schimb, este ca și la orice copil. El este om, El este carne și oase, El este întocmai ca și noi, dar fără păcat. La doilea rând, născut poate însemna nu atât o realitate fizică, începerea vieții fizice, cât o relație specială. Mai ales când este vorba de întâi născut sau cel dintâi născut. De exemplu, Coloseni capitolul 1 cu 15, Pavel ne spune că Hristos este întâiul născut peste întreaga creație. De unde acest concept de o naștere relațională, de una de rang, da, și nu ontologică, nu de existență. Pe ea este peste tot în Scripturi, începând
din Vechiul Testament. De exemplu, cel mai bun exemplu care l-am putut găsi ca să îl fac plastic pentru dumneavoastră, ar fi în Exod 4, versetul 22 și 23. În acest pasaj avem ambele sensuri a termenului născut folosite în două versete. Aici este vorba de Moise, care trebuie să meargă la faraon și să spună lui faraon să lase poporul lui Dumnezeu, să lase din captivitate și să le libereze. Și priviți ce se spune. Tu vei zice lui faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Aici nu înțelegem, evident, că este vorba de o naștere fizică, că Dumnezeu i-a născut fizic, că ei au fost cumva creați în mod special din Dumnezeu, diferit decât alte popoare. Da? Aici înțelegem că este vorba relațional și nu fizic. Dumnezeu i-a ales ca și un popor, Dumnezeu îi consideră ca și pe fiul lui, ca și pe întâiul lui născut. Versetul 23 ni se spune, îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu-l vei lăsa să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Vedem legătura strânsă, ecoul, între fiul și întâiul născut din versetul 22, care este poporul Israel. Aici este o semnificație relațională, metaforică. Și apoi în versetul 23, amenințarea adusă lui faraon este una fizică. Fiul tău va fi omorât dacă tu nu lași pe fiul meu în libertate, să plece să fie liber. Și această tematică este peste tot în Scriptură. Conceptul de fiu și conceptul de născut pot ca să aibă o semnificație fizică sau o semnificație relațională. Și totdeauna sensul exprimării trebuie luat din context. Argumentarea de genul, scrie fiul, înseamnă fiu, am terminat discuția, este ignorantă. Când cineva vă spune așa ceva, înseamnă că ei nici măcar n-au răsfoit Scriptura, ba mai mult să o studieze. Întotdeauna înțelesul unui cuvânt trebuie luat din context, pentru că cuvintele își primesc înțelesul din context. În contexte diferite, cuvintele înseamnă lucruri diferite. Așa funcționează orice limbă. De exemplu, în Evrei 1, deschideți cu mine la Cartea Evrei și să privim la conceptul de fiu din acest pasaj. În Evrei 1:2, ni se spune că ne-a vorbit prin fiul. Acum ar fi normal ca noi să înțelegem fiul în sensul natural aici sau în sensul relațional. Păi trebuie să privim la context. Este vorba de un simplu fiu care a avut la un moment dat un început ca și oricare dintre copiii noștri sau este vorba despre altceva aici? În versetul 3 ne spune, el care este oglindirea, este vorba de fiul, care este oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii și care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui. Și acum ne întrebăm, existența aceasta eternă care o are Dumnezeu, este ea un atribut al naturii lui Dumnezeu? Faptul că Dumnezeu este fără început și fără sfârșit, este aceasta un atribut al lui Dumnezeu? Și cu siguranță că da. Cum poate atunci un fiu care este născut, care este adus în existență după înțelegerea aceasta naturală, să fie oglindirea exactă dacă el are un început și Dumnezeu nu are început? Cum poate un fiu, care este ca și orice alt fiu, să fie acest fiu descris aici, care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui, care este reprezentarea exactă a naturii lui Dumnezeu? Dumnezeu întotdeauna a existat din veșnicie în veșnicie și fiul este exact ca și tatăl. Orice fiu natural s-ar descalifica, orice fiu care are un început, care este născut în sensul că el are un început, ieri n-a existat și astăzi există, sau la un timp în veșnicie n-a existat și astăzi există, să descalifică de la slujba aceasta de a fi reprezentarea exactă a naturii lui Dumnezeu. Ceva ar lipsi din acel fiu care nu are eternitatea. Dar probabil că
dacă citești cu atenție, vei zice, bun, am înțeles lucrul acesta, dar totuși văd în versetul 5, în versetul 6, că fiul acesta se spune despre el că a fost explicit născut. Căci căruia dintre îngeri i-a zis vreodată, tu ești fiul meu. Astăzi te-am născut și din nou eu voi fi tatăl lui, iar eu va fi fiul meu. Cum ziceam, întotdeauna înțelesul lucrurilor trebuie luat din context. Ca atare, trebuie întâi să mergem să vedem ce vrea să spună autorul cărții către evrei prin această frază, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și este evident că el citează aici din Psalmul 2. De aici citează și la acest psalm face aluzie autorul cărții către evrei. Și vrem ca să vedem ce se petrece în Psalmul 2, care este înțelesul la astăzi te-am născut în Psalmul 2. Nu vrem ca să inventăm noi înțelesul și spunem, nu, este vorba despre faptul că fiul la un moment dat n-a existat și a fost adus în existență. Dacă îl deschideți la Psalmul 2, putem să urmărim foarte succint ce se petrece acolo. Întâi, vedem că regii pământului iau poziție împotriva lui Dumnezeu și conducătorii se strâng la oaltă împotriva Domnului și împotriva unsului său. Deci deja avem două persoane menționate aici, Dumnezeu și unsul lui Dumnezeu. Vedem că Dumnezeu răspunde la răzvrătirea popoarelor în versetul 6 zicând, totuși eu însumi l-am înscăunat pe împăratul meu peste Sion. El spune, da, voi vă răzvrătiți, voi complotați împotriva lui Dumnezeu și împotriva unsului său, dar cu toate acestea eu l-am înscăunat pe împăratul meu peste Sion și toată răzvrătirea voastră, tot complotul vostru este inutil. În versetul 7 vedem vestirea sau proclamarea acestei hotărâri. Voi vesti hotărârea Domnului și apoi auzim hotărârea. El mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Ați observat ce înseamnă în Psalmul 2, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut? Nu este o naștere fizică, ci este întronarea împăratului, sau mai bine spus, declarația de întronare. Pentru că, cu un verset mai înainte, se spunea că împăratul deja este pe tron. Și acum se declară întregii lumi această întronare. Este decretul lui Dumnezeu că împăratul va stăpâni peste toate neamurile și că el le va zdrobi. Ne spune, cerem și îți voi da neamurile drept moștenire și marginile pământului în stăpânire și tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Știm că acel împărat nu este altul decât Iisus Hristos. Așa că atunci dacă mergem în Evrei capitolul 1, vedem că autorul către evrei nu vrea să ne spună că Fiul lui Dumnezeu a intrat în existență, ci vrea să spună că El este Fiul, adică El este Împăratul. El este Fiul, adică El este suveran peste creație. El este Fiul, adică El este Cel care Dumnezeu l-a desemnat în același timp să fie Mântuitorul, în același timp să fie Cel care să aducă ziua aceea de judecată, Cel care să zdrobească neamurile care astăzi se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva împăratului desemnat de Dumnezeu, împotriva unsului lui Dumnezeu. Apoi, nu avem suficient timp, dar faptul că de multiple ori în acest pasaj, în Evrei, capitolul 1, Fiul este identificat ca și Dumnezeu, în mod explicit, de multe ori, sau pur și simplu prin atributele Fiului, ni se arată că El are atribute care doar Dumnezeu le poate avea. Ni se arată clar că nu este vorba doar despre un fiu născut în sensul natural, cu un început, ci despre un fiu veșnic. De exemplu, versetul 8. Însă despre fiul zice, tronul tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci. Autorul cărții către evrei nu are nicio problemă să atribuie această denumire de Dumnezeu Fiului în mod explicit. Versetul 10. Și tu, Doamne, ai întemeiat la începutul pământului, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Autorul cărții către evrei nu are nicio problemă să-L numească Domn și Dumnezeu și să-L numească Creator pe acest Fiu. Versetul 11 și 12, de exemplu, ne arată imobilitatea Fiului. Toate se schimbă, spune el, tu însă rămâi
același. Și anii tăi nu se vor sfârși. Noi știm că acesta este un atribut, un atribut al lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este veșnic, faptul că Dumnezeu nu poate suferi schimbarea, este un atribut al lui Dumnezeu. În versetul 6 vedem că Fiul primește închinarea din partea îngerilor, lucru care este în mod explicit interzis în lege. Ar fi fost blasfemie pentru un evreu să sugereze că este un lucru bun și de urmat să te închini altcuiva decât lui Dumnezeu, altcuiva decât lui Jehova. Când studiezi contextul la Evrei 1 și de fapt la întreaga carte, îți dai seama că mesajul nu este că Fiul este un fiu ca și orice alt fiu, ci că Fiul este nici unul altul decât Fiul veșnic, decât adevăratul Dumnezeu din adevăratul Dumnezeu. Întotdeauna contextul dictează înțelesul. Și dacă nu cunoști contextul și dacă nu te deranjezi ca să îl studiezi, vei da în erezie, vei da în eroare gravă, în eroare care duce la nimicire. Cum rămâne cu Ioan capitolul 1? Pentru că în versetul 18, cel puțin în unele traduceri, ni se spune că el este fiu și ni se spune chiar că este și născut. De exemplu, Dumitru Cornilescu spune în felul următor: nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. GBV-ul traduce la fel, NTR-ul traduce în felul următor: nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul născut, el însuși Dumnezeu, cel care este în sânul Tatălui, el l-a făcut cunoscut. Cum este? Ce este? Ce vrea să spună Ioan? Din nou, dacă evităm sau suntem ignoranți de a vedea contextul în care ne aflăm, putem trage concluzii greșite. A, uite frate, scrie născut, este clar că este născut. Cum ai fost tu născut, așa a fost și el născut. Scrie că este fiu, cum este fiul tău, așa este și fiul acesta. Astea sunt concluziile la care poți ajunge dacă ești ignorant de tot contextul. Primul lucru care trebuie să înțelegem din contextul Evangheliei după Ioan și mai ales din primul capitol este că Ioan pune un semn de egalitate între Fiul și Logosul, între Fiul și Cuvântul. Nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu decât Fiul care L-a făcut cunoscut. Cum L-a făcut Fiul cunoscut? Păi dacă mergem puțin mai sus în versetul 14, ni se spune: Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca singurul născut din Tatăl. Acum, pentru cei care acceptă mărturia lui Ioan din primele trei versete, care cred că cei mai mulți le cunoaștem pe de rost, din primele trei versete a Evangheliei, argumentul s-ar termina aici. Fiul este cuvântul, cuvântul este veșnic, ca atare fiul nu este născut în sensul de a avea un început, în sensul în care eu și cu tine am fost născuți. Dar totuși, haideți să ne uităm fugitiv la aceste primele trei versete din Evanghelia după Ioan, ca să putem să explicăm și la alții acest adevăr, care poate au fost indoctrinați cu neadevăruri despre Scriptură. Vedem că în Evanghelia după Ioan, în primul capitol, există un argument progresiv care îl face evanghelistul. Întâi, de la versetul 1 la versetul 3, ne arată identitatea Logosului, identitatea Cuvântului. Și Ioan alege foarte atent cuvintele cu care descrie pe Hristos în această introducere. Îl alege Logosul, pentru că, pe de o parte, este un concept vechi testamental, pe de altă parte, era un concept grecesc. În filosofia grecească, logosul era forța care nu era animată, nu era personală, responsabilă pentru lumea aceasta. Și Ioan vine și prezintă, da, este adevărat că există ceva responsabil pentru lumea aceasta, da, este adevărat că este logosul, dar el nu este impersonal, el este o persoană. El nu este ceva, el este cineva. Și în primele trei versete, el vrea ca să prezinte cuvântul. Vrea să prezinte pe această persoană. Versetul 14 face explicit întruparea cuvântului.
Persoana responsabilă pentru universul acesta, creatorul universului acesteia, ia trup de carne și vine în mijlocul, în mijlocul nostru. Și în versetul 18 vedem foarte clar că Fiul este cuvântul. Haideți să începem de la primele trei versete. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. La început. Ioan este foarte atent să ne transmită exact identitatea cuvântului, exact identitatea Logosului. Ce vrea el să ne spună și ce vrea Ioan ca noi să înțelegem prin la început. Cum ai exprimat tu că cineva există înainte ca să existe timp? Ar fi foarte greu să pui în cuvinte. Cineva există nu de la început, dar dinaintea începutului. Chiar și gramatical ar fi greu de construit o propoziție simplă, concisă, puternică, dar care să transmită cu claritate. Asta pentru că limba noastră, mai ales limba română, este extrem de săracă în felul în care ea poate fi folosită, articulată. Ioan ne duce cu gândul în Geneza 1:1 și ne spune, du-te înapoi la începutul începutului. Cuvântul folosit de el este cuvântul arhe, cuvântul care înseamnă din vechimea vechimilor, de la început. Poate avea și conotația de stăpânire, dar în contextul acesta, evident, are conotația de timp, conotația de început. Și Ioan spune, du-te în Geneza 1:1 și înainte ca să fie primul cuvânt de pe acea pagină, cuvântul era. Înainte ca să fie începutul, el deja era. Altfel spus, cuvântul n-a început la început, cuvântul la început era. Cuvântul la început era deja acolo. Acest logos este înainte de început. Altfel spus, du-te înapoi în timp, înaintea timpului și la orice moment în cronologia aceasta infinită, ai ajuns tu în mintea ta, cuvântul era deja acolo. Mai te duci mai în spate, el este deja acolo. Mai în spate, el este deja acolo. De la început, cuvântul era. Dinainte de început, cuvântul era. Apoi Ioan ne explică care este relația cuvântului față de Dumnezeu. Și ne spune că cuvântul era cu Dumnezeu. Este important să înțelegem că Ioan vrea ca să vedem că Logosul este distinct de Dumnezeu. Dar Ioan este foarte atent să nu cumva să înțelegem greșit. El este distinct, dar nu separat. El este distinct, dar el nu este într-o divergență. Nu avem două entități total diferite, ci avem altceva aici. Pentru că imediat completează, după ce ne spune că cuvântul era cu Dumnezeu, lângă Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și mintea noastră începe acum să explodeze. Cum se poate așa ceva? Cum poate ca să avem Logosul care este lângă Dumnezeu și în același timp El este Dumnezeu? Dar exact asta vrea să facă Ioan. Vrea ca să înțelegem cuvântul acesta care se întrupează, care este Fiul lui Dumnezeu. Nu este altcineva decât Dumnezeu. Și evident că acest aspect, această realitate, în afara unei doctrini trinitare, o doctrină trinitare, biblică, nu poate fi înțeleasă. Este nevoie ca să crezi într-un singur Dumnezeu în trei persoane, ca să înțelegi ce vrea să spună Ioan. În versetul 2, Ioan se repetă, el era la început cu Dumnezeu. Ca nu cumva să ratăm magnitudinea argumentului său. Logosul era cu Dumnezeu din veșnicie. Distinct, dar în același timp una. Adică un singur Dumnezeu, dar în două persoane, cel puțin două persoane identificate aici. Știm că Scriptura identifică și pe Duhul Sfânt ca cea de a treia persoană din Trinitate. Ca atare, Dumnezeu este unul în ființa sa, dar El este trei în personalitatea sa. El este trei persoane într-unul singur Dumnezeu. Versetul 3, Ioan ne dă o formulă logică, în caz că n-am înțeles ce a spus până aici,
sau în caz că în traducerea noastră s-a pierdut ceva și în unele traduceri s-au pierdut, ne dă o formulă logică prin care orice dubiu să fie dat la o parte despre cine este cuvântul. Și el împarte toată existența în două categorii ontologice. În prima categorie este ceea ce este creat, sau într-o categorie este ceea ce este creat. Apoi este ceea ce este necreat. Sau altfel, am putea să spunem, este tot ceea ce este veșnic versus tot ceea ce are un început. Două categorii ontologice. Și ne spune că cuvântul nu face parte din categoria lucrurilor create, el este creatorul, el este, ontologic vorbind, necreat, el este veșnic și fără început. Toate lucrurile au fost făcute prin el, prin Logos. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Logic vorbind, și nu avem timp ca să dovedim lucrul acesta și ne-ar trebui poate o tablă, da? Este imposibil ca Logosul să fie creat și în același timp să fie creat prin el. Este o contradicție logică lucrul acesta. Singurul înțeles care îl putem extrage de aici este că Logosul nu este creat. Și un alt cuvânt pentru cel ce nu este creat este Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul. El nu este creat. Dumnezeu este cel fără de început. El este cel care începe lucrurile. El este cel fără de început și cel fără de sfârșit. Și Ioan identifică Logosul ca și fiind acest Dumnezeu. Nu un alt Dumnezeu cu D mic, nu un mini-zeu, ci Dumnezeul care nu are început. Nimic din acest pasaj, în aceste trei versete, nu te lasă să înțelegi altceva. Nici gramatica textului, dar exceptând gramatica textului, pentru că cei mai mulți probabil nu o să ne preocupăm cu gramatica limbii grecești, versetul 3 ne dă o cheie de interpretare care în orice limbă, în orice popor, pentru că logica și matematica este aceeași, tragi concluzia, cuvântul este necreat, el este creatorul. Ca atare, el este Dumnezeu. Apoi în versetul 14 și 18 ni se spune că cuvântul se face trup. El vine în mijlocul nostru și este prezentat acum ca și fiul care îl descoperă pe Dumnezeu. Versetul 14 ne spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Versetul 18 ne spune că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. În primul rând, trebuie să observați că preexistența, ba mai mult, existența veșnică a Logosului este deja stabilită de Ioan fără echivoc. S-a preocupat cu foarte multă exigență să-ți dovedească că Logosul este dintotdeauna întotdeauna. Că el este necreat, fără început și este creatorul tuturor lucrurilor. Deci, orice ar însemna singurul născut din Tată și orice ar însemna singurul lui fiu, nu poate însemna o naștere în sensul de a intra în existență. De a fi în categoria inexistenței și apoi a ajunge să existe. De a fi în categoria de necreat și apoi să fie creat, sau de inexistent și apoi să fie creat. El întotdeauna a existat. El este veșnic. Deci nu avem cum să fim onești cu argumentul lui Ioan în primele versete și apoi să ajungem în versetul 14 și 18 și să uităm ceea ce Ioan ne-a dovedit în trei versete de argumentare extrem de robustă și să spunem, da, înțeleg că ai spus asta în primele trei versete, dar asta înseamnă că fiul are un început. Dar asta înseamnă că el este creat. Asta ar însemna că Ioan este schizofrenic. Asta ar însemna că Ioan se contrazice în primele 18 versete din Evanghelia lui. Singurul lui fiu și singurul născut din Tatăl nu poate însemna o naștere în sensul de a intra în existență, de a avea un început. Întruparea nu este începutul existenței fiului, ci este momentul în care fiul se dezbracă de slava lui, care la un moment dat, la finalul lui Ioan spune, Tată, dăm din nou slava care o aveam în prezența ta, se dezbracă de acea slavă și ia asupra lui carne.
Da, acela este momentul când El începe să existe în carne de om. Fiul, un singur fiu, cu două naturi. Dumnezeu întrupat. Natura divină și natura umană în aceeași persoană, una, dar neamestecată. Deja ne doare capul, știu, dar asta este taina întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă Mântuitorul nostru, care este însuși Dumnezeu, ar fi ușor de înțeles sau ar putea fi cuprins în totalitate, ar fi un Dumnezeu foarte mic. Este normal să ne doară capul. La fel cum dacă privești, de exemplu, la soare, strălucirea lui te face să te doară capul, te dor ochii, da? Nu este sănătos să privești la soare fără ochelari de soare. De ce? Pentru că este extrem de grandios, extrem de minunat, extrem de strălucitor. Și ochii noștri sunt extrem de neputincioși. Cum ziceam, este important să înțelegem cât de atent este Ioan în alegerea cuvintelor sale. Vrea să înțelegem acest adevăr, fără ca să ne pierdem, fără ca să dăm în vreo eroare. Ioan, în versetul 14 și 15, până acolo merge, încât nici măcar nu folosește cuvântul fiu. Traducerile noastre îl folosesc pentru că el este implicit. Dar Ioan, aici, în capitolul 1, vrea ca să înțelegem că discutăm despre Fiul Veșnic. În primul rând discutăm despre divinitatea lui Hristos și o divinitate care s-a întrupat. Și ca să nu cumva să greșim, el nici măcar nu folosește cuvântul fiu. Fiu în sensul natural. O putea face și o face. În Ioan 3:16 ne spune explicit singurul fiu. Din nou în Ioan 3:17, singurul fiu. O sintagmă din două cuvinte. Singurul și fiu. Dar în Ioan capitolul 1 nu o face. Folosește un cuvânt derivat pentru singurul. Doar atât. Folosește cuvântul monogeneis, fără a mai specifica fiul. Acum acest cuvânt monogeneis este format din două cuvinte. Din nou, ușor de înțeles dacă ați ascultat cu atenție. Mono, unic sau singular, avem cuvântul monogamie. Geneis, avem cuvântul genetică, de exemplu. Da? Adică ceva care este substanța sau este natura, da? Și când vorbim de ceva care este din genetica noastră, spunem că este din noi. Ioan pur și simplu spune atât. Fiul este unic, dar din aceeași natură ca Dumnezeu. Altfel spus, Ioan capitolul 1 cu 14 ar putea fi tradus în felul următor, că el are o slavă întocmai ca slava unică din Tatăl. Și ar fi o traducere perfect corectă. Traducătorii Bibliei introduc conceptul de fiu pentru că el este implicit. Dar mi se pare că într-un fel ne induc în eroare. Poate ar fi mai bine să fie o notiță de subsol, să înțelegem ce vrea să ne spună Ioan. Ioan aici nu vrea ca să sublinieze ideea de fiu în primul rând, ci ideea de Dumnezeu. Pentru că el vrea ca tu să-L cunoști pe Logosul, pe Dumnezeul veșnic care s-a întrupat. În alte locuri se preocupă de umanitatea lui Dumnezeu în detaliu, încât să înțelegi și acel aspect mai bine. Apoi, Ioan 1:18 ar putea fi tradus și nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, sau este nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Dar ar putea fi tradus la fel de corect și, de exemplu, unele traduceri, cum ar fi Biblia în limba engleză, English Standard Version, care este, în opinia mea, printre cele mai corecte traduceri, spune singurul Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu decât singurul Dumnezeu care este în sânul Tatălui. Acela l-a făcut cunoscut. Și ar fi o traducere perfect corectă. Conceptul de fiu este implicit. Implicit. Hristos este unicul din Tatăl. Aceasta vrea să ne spună, Ioan, când în 1:18 spune că Hristos este monogeneis theos, adică unicul Dumnezeu. Unicul Dumnezeu din Dumnezeu. Ar fi poate o traducere la fel de bună. Ceea ce este, dacă stăm să ne gândim, total consecvent cu felul în care a început prezentarea sa în primele versete. Și anume, cuvântul este cu Dumnezeu și cuvântul este unicul Dumnezeu.
Asta este teza lui Ioan în primele trei versete. Logosul este în același timp cu Dumnezeu și în același timp același unic Dumnezeu. Și acum în versetul 14 și versetul 18, în mod intenționat își alege cuvintele să înțelegem că se vorbește despre același Dumnezeu care acum s-a întrupat și a arătat slava unicului Dumnezeu în mijlocul nostru. În concluzie, probabil că un pic ne dor neuronii, da? Este bine să ne mai doară neuronii. Dumnezeu ne-a revelat prin Isaia, cu sute de ani înainte de nașterea lui Hristos, că Mesia cel promis este Emanuel, este El Gibor, puternic Dumnezeu. Dar pentru că încă lumina n-a fost venită în lume, oamenii n-au văzut plinătatea acestui adevăr, acestei revelației. Dar când cuvântul veșnic s-a întrupat, când Dumnezeu a pășit în carne și oase pe acest pământ, în persoana Domnului nostru Iisus Hristos s-a aprins becul, s-a aprins lumina, s-a făcut lumină, pentru că Fiul a revelat plinătatea divinității. Și acum în Noul Testament știm că avem un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și lucrul acesta nu este o contradicție, ci pur și simplu este mai multă lumină asupra aceleiași persoane. Ceea ce în Vechiul Testament se vedea la lumânare, acum în persoana Domnului Iisus Hristos se vede deslușit. Știm că avem un singur Dumnezeu, un singur Creator și El este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Amin. Amin.